În 1998, astronomii australieni au descoperit cu ajutorul unui telescop de la Parkes niște semnale ciudate pe care le-au numit peritones. Peritones. Semnalele aveau un comportament ciudat. Nu erau regulate și apăreau exclusiv ziua. În scurt timp s-a dezvoltat teoria că semnalele provin de la civilizații extraterestre. Abia peste 17 ani s-a descoperit că originea semnalelor era mult mai apropiată. De unde proveneau aceste semnale timpul? Mă simt pe lieb, lieb, lieb. Marcel, dar n-ai greșit anul? 1900 cât? 1998. Îmi pare că mai devreme. Și Marcel, întrebarea precedentă. E un pic, trebuie să nu fie culorile. Să cei care gândesc, noi ne-am concentrat pe culorile. Astronomii australieni au descoperit cu ajutorul unui telescop de la Parkes niște semnale ciudate pe care l-au numit peritones. Semnalele aveau un comportament ciudat, nu erau regulate și apăreau exclusiv ziua. În scurt timp s-a dezvoltat teoria că semnalele provin de la civilizații extraterestre. Abia peste 17 ani s-a descoperit că originea semnalelor era mult mai apropiată. De unde proveneau aceste semnale? Cine răspunde? Salut! Te rog! Vă rog, liniște! Bineînțeles! De unde proveneau aceste semnale? Din cuptorul cu microunde. Din cuptorul cu microunde. Instalat în... Undeva... Pe aproape. Pe aproape. Echipa pretendenților a avut un alt răspuns. Ziua cântă păsările. Asta e adevărat. Așa a răspuns echipa pretendenților. Dar semnalele, care erau niște peritones, niște unde pe care le capta telescopul, proveneau din cuptoarele cu microunde. Răspuns corect, 5-2. Bravo!